Merge? Da. Salut, Mihai. Salut. Văd că te ajută fizicul și într-o carieră de modeling, nu? Nu. Nu, încerc așa pentru mine să mă mențin cât pot, dar sigur nu aș fi bun pentru așa ceva. Ce, nu-ți place să pozezi? Nu e chiar genul meu de activitate. Mihai, ce mai faci? Ce urmează în cariera ta, proaspăta carieră de arbitru? Bine, am, cred că până acum, 8 sau 9 meciuri arbitrate. Sunt arbitru de masă, am arbitrat câteva meciuri de titlu european, am și un meci de titlu mondial activ și încet, încet sper să ajung la meciuri cât mai importante. Înțeleg că ți s-a propus să devii chiar arbitru în ring, nu? Da, dar eu totdeauna sunt adeptul pașilor mărunți și vreau să urc în ring de-abia în momentul în care voi simți eu 100% că sunt pregătit pentru a arbitra un meci în ring. Oricum, tot așa, am înțeles că deții un record. Un fost campion mondial de box, singurul care? Da, am aflat și eu că sunt singurul arbitru. Și bine, sunt mulți campioni mondiali care s-au făcut antrenori, s-au făcut promotori, dar totdeauna cred că arbitrii au fost cumva de cealaltă parte a baricadei și sunt singurul care a ales activitatea asta de arbitru. Cum e? Am înțeles că ai lipsit la nunta lui Lucian Bute, deși voi, se știe, sunteți foarte buni tovarăși. S-a întâmplat ceva? Nu, Doamne ferește. Nu, chiar sunt prieten bun cu Lucian și mi-a părut extraordinar de rău că nu am putut să merg, dar de câteva luni sunt administrator orașului Hunedoara. Stabilisem o întâlnire cu doamna Maria Grapini, ministrul turismului și a IMM-urilor. A rămas să vină pe data de 14 la Hunedoara, ca eu pe 15 să mă duc la nuntă. Dar, mă rog, din anumite motive, vizita s-a mutat pe data de 15, vorbisem cu mulți oameni de afaceri din Hunedoara, venea multă lume și, practic, mi-a fost imposibil să mai pot să schimb ceva, dar i-am urat la telefon casă de piatră și, sigur, voi merge la botez. A, deci, ca să înțeleg, ești un fel de șerif al Hunedoarei? Nu. Nu, sunt administrator orașului, eu practic l-am susținut pe actualul primar la alegeri, am stabilit să facem o echipă împreună și eu încerc pe cât pot de mult să fac ceva pentru oraș. Am avut discuții cu câteva firme care să vină la Hunedoara, important este pentru Hunedoara să găsim investitori care să ofere locuri de muncă și mi-am făcut așa oarece strategie, bineînțeles nu singur, am întrebat oameni care au experiență în acest domeniu și sunt convins că până la urmă voi reuși să am rezultate. Știi cum e, Arnold a fost Mister Olimpia de câteva ori, după aceea a jucat în filme, a ajuns și guvernator, tu ai fost campion mondial de box, acum faci poze, ai devenit și șeriful Hunedoarei, deci o carieră asemănătoare, nu? Cu Arnold Schwarzenegger. Nu, dar pozele nu mă pasionează neapărat, iar cât despre administratorul orașului, știu că multă lume din Hunedoara așteaptă foarte mult de la mine, acolo m-am născut, acolo am crescut, sunt oameni care știu că și-au pus multe speranțe în mine și de asta încerc să ajut și eu cât pot. Apropo de Lucian, ce crezi? După acel meci cu Froci, el mai are șansă să revină? Lucian este un boxer foarte bun, are un caracter puternic și eu am zis chiar și după acel meci că are șanse să-l bată pe Froci la o revanșă, dar acum problema la mână mi se pare destul de gravă, este foarte important ca el să se refacă, în primul rând din punct de vedere fizic și întotdeauna după astfel de operație, cred că o perioadă va boxa cu oarece teamă să nu se accidenteze din nou. Hai, pentru un boxer e greu să treacă peste o perioadă asta? A fost înfrângerea, acum accidentarea, adică mă gândesc că e destul de greu să revină. Bine, nu este într-una dintre perioadele bune din viața lui și clar că este o perioadă foarte grea, dar sunt convins că va trece peste asta.
Gazeta, GSP-ul, GSP TV-ul va transmite în septembrie un alt meci extrem de important, Mayweather cu Alvarez. Cum ți se pare? O să te uiți? Crezi că are vreo șansă Alvarez? Bineînțeles că mă uit și mă bucur că voi transmiteți meciuri de box foarte spectaculoase. Pentru mine Mayweather la ora asta este cel mai bun boxer la toate categoriile, este unul dintre cei mai buni boxeri ai tuturor timpurilor și cred că este extraordinar de greu să se gândească cineva că îl poate bate. Nici o șansă pentru Alvarez, nu? Bine, știi cum e, boxul e un sport în care întotdeauna există o lovitură, că norocoasă sau nu, dar poate să termine acel meci. Dar are șanse, zic eu, destul de mici. Dar trebuie și să ne gândim că orice boxer care se urcă în ring cu Mayweather știe că, eu știu, în acea seară poate să schimbe tot cursul vieții lui. Și atunci, Mayweather fiind țelul principal al oricui boxer de pe planeta asta, cred că oricare dă tot ce poate din el pentru a putea să-l bată. Și de multe ori asta zic la box, este de ajuns să aștepți o singură lovitură, o lovitură care poate să termine meciul. Apropo de carieră, de vise, înțeleg că și tu în carieră ai fost foarte aproape să faci un meci cu unul dintre mari boxeri ai lumii, cu Oscar de la Hoya. Da, înainte să boxez cu Santiago Samaniego pentru titlul mondial, managerul lui Oscar de la Hoya a luat legătura și cu managerul meu. Sunt convins că același lucru l-a făcut și cu managerul lui Santiago Samaniego, fiindcă din 2-1 putea să câștige meciul. Normal că ar fi fost un vis extraordinar să ajung să boxez cu Oscar de la Hoya, dar știi cum e, timpul a trecut, nu a fost să fie și gata. Într-un demonstrativ, așa, eu știu, un meci care putea să fie și n-a fost, dar așa, doar o demonstrație. Ai mai treci pe la sală, mai lucrezi pe la sac? Mai fac mișcare, dar nu antrenamente de box și să știi că boxul nu e un sport, să zicem, ca tenisul sau fotbalul. Boxul demonstrativ nu prea poți să-l faci. Eu înțeleg că nu mai alergi. Nu mai merg de câțiva ani. Cum vorbeam și înainte, am foarte mult de lucru și în primul rând din punct de vedere al timpului nu aș reuși să am prea multe activități, dar am această activitate la Unedoara care îmi place. Mi-e puțin greu să înțeleg politica, dar până la urmă o voi face și pe asta. Organizez raliuri la Arad. 24-25 august va fi Raliul Aradului, este etapă în campionatul balcanic la ora asta, este etapă candidat pentru campionatul european. Este un raliu foarte frumos și sper să reușesc să merg cu el cât mai departe. Mai atingi pentru altceva, pentru alte hobby-uri? Eu știu, poate mai faci altceva. Normal, ca orice persoană am și eu hobby-uri, îmi plac mult jocurile pe calculator, am acasă un simulator pentru raliuri și ori de câte ori am ocazia și am timp, mă joc cu mare drag. Joc cu băiatul meu fotbal pe PlayStation. Normal că îmi place și mie mult să stau cu familia, dar din păcate nu totdeauna putem să facem ceea ce vrem. Și sunt totdeauna de părere, dacă te apuci de ceva, trebuie să faci ca lumea. Și asta e, timpul care îți mai rămâne, îl folosești cum poți. Okay. Mersi mult, Mihai, și baftă mult!